Bine v-am găsit, stimatele spectatori. Tocmai am terminat comentariul, editorialul meu la Gândurile lui Cristoiu. Titlul, poate o să vă surprindă, titlul e Și Arghezi avea o părere proastă despre procurori. O să vedeți neapărat să citiți, pentru că printre altele, acest comentariu, și am hotărât ca în fiecare noapte, sâmbătă spre duminică, și deși duminică, să public și un articol nou, las deoparte pe USR Plus, pe ăștia pițifenice ăștia, sau coaliția de centru-dreapta, așa se intitulea, se auto-intitulează ei, și să dau câte o notă, un eseu din istoria României, din istoria literaturii, din istoria presei. Acum o să vedeți multe amănunte interesante despre un proces de presă din 1913 al lui Procuratura, de aici vine Arghezi, a chemat în instanță la Curtea cu Jurați. Procesele de presă se judecau la Curtea cu Jurați pentru atenta la bunele moravuri. Revista Facla. Asta era o revistă de o rară violență împotriva lui Carol I și al lui Ionel Brăteanu. Da, bine făcută, o revistă de stânga, colabora și Arghezi la această revistă și ei au dat pe prima pagină, aveau pe prima pagină niște desene și au dat pe prima pagină un desen rușinea, nu, pe copertă, rușinea țigăncii, era săptămâna, așa se numea, rușinea țigăncii, de un desen în care era o țigancă goală și, mă rog, ridicase fustele și sub fuste intrase cu capul redactorul șef Constantin Banu de la redactorul șef al ziarului Viitorul, care era un oficios liberal. Acum nu mai sunt ziare de partid, dar atunci erau serioși. Adică fiecare partid avea un ziar și asuma. Adică ziarul respectiv chiar era ziarul. Iar Viitorul chiar nu era un ziar rău. Da, liberal. Mă rog, el a fost achitat până la urmă. Adică la prima instanță a fost condamnat cei de la 7 luni închisoare, eram tot responsabil, dar după asta au fost achitați în mai. De-aia, și acolo face un portret Arghezi într-o tabletă procurorului în general. Mă rog, nu asta. Așa, dar să revenim acum la oile noastre, care oile noastre sunt cei din coaliția de guvernare. M-am hotărât, deci, eu m-am plictisit în perioada PSD-ist. Sincer, m-am plictisit în ultimii ani. De ce? Pentru că PSD-iștii erau niște bandiți șmecheri. Adică niciodată nu știai, adică nu-și făceau publice gândurile lor ticăloase și fripturiste. Nu. No. Deci dacă o să vedeți, au schimbat și la TVR și la radio, dar fără să spună de ce. Ăștia din coaliția asta, de fapt USR Plus, ei sunt niște virgini. Virgini, chiar virgini. Cred că și bărbați, nu cred că au folosit batista lui tantea aia de la Sexul versus Barza. Și sunt pe de o parte virgini, iar pe de altă parte sunt toți mesianici, adică USR plusiști, maoiști, sunt ca maoiști, am mai spus, ei sunt, n-au prudență, n-au ăsta, nu, ei consideră că în sfârșit au ajuns și ei la guvernare, așa, cu Dan Barna, cu Cioloșică, cu toți ăștia, cu Bulai, cu la guvernare, cum așa, și sunt așa, moi am ajuns la guvernare. Și atunci spun ce gândesc și o să vedeți ce gândesc. În consecință am decis să-i urmăresc și să-i urmăresc pe Facebook. Un deliciu este, vă recomand să urmăriți Facebook-ul lui Iulian Bulai. Iulian Bulai, îl știți, este cel care a dus o întreagă campanie împotriva glumelor din noaptea de Revelion. V-am arătat că au avut interpelări privind cușeta controlorului, de ce locomotivele sunt vechi, de ce fumul, de ce nu-i fum. Uite, o mare problemă. Bă, el
Uite, o glumă pentru el, o interpelare. El a fost deputat userist, plusist, userist și acum este iar deputat și este șeful Comisiei Cultură și Media. Camera Deputaților. Și scrie, ia atitudine. Bun. Zic că așa cum a fost cu controlorul, el ar putea să facă o interpelare și chiar o campanie, că acum e la guvernare, în legătură că locomotivele nu mai scot fum. Oh, ce frumos era când scoteau fum la el, nu știu unii, la Pașcan de acolo. Bun. Hai să vedem, hai să ne amuzăm și o să vedem. Deci, în primul rând, că domnul Bulai a comentat evenimentele din America. Dacă le... Deci, Iulian Bulai, Bulai, știți că există un personaj, e Bulă. Știi ce făcea Bulă? El, Bulai, este cumnatul lui Bulă. Nu frate, cumnat, de aici se spune Bulai. Deci, un fel de bulă cu mutații. Ca cum e COVID-19. COVID-19 din când are o mutație și încă o mutație. Deci, Bulai este o mutație a lui Bulă, în sensul că a ajuns în Parlament. Bulă a ajuns în Parlament, ați văzut că tulpin, ați văzut că corona aia virusul ăla, ajunge umeda și, cum spunea, o să vedeți și în interviu, domnul academician Victor Voicu, el se adaptează. Adică și dacă ajunge în Africa de Sud, se modifică. Și vine o nouă tulpină, s-a apărut acum o tulpină. Deci, Bulai este o modificare, o nouă tulpină a lui Bulă care a intrat în Parlament. Deci este Bulă din Parlament, Bulai. Când o ajunge la guvern, va fi Bulică. Sau dacă ajunge cumva la administrația prezidențială, va fi Buloiu. Da, Bulai, nu putea fi Bulă, putea fi Bulai, Bulaiot, cum zic ardelenii, tu l-ai doamne, Bulai doamne. Bun. Deci, el a reacționat la evenimentele din SUA. Uitați aici ce Facebook-ului. Deci a dat imaginea când au venit minerii și ce scrie el. Gândurile mele se îndreaptă către poporul american. Vezi gândurile lui Bulai, care este o mutație a lui Bulă, mutație parlamentară, îndreptându-se spre America, bă, ca cocorii. Sau cum spunea Eminescu, trecuta oanii ca lungi nori pășesuri. Trec ca și Bulai. Acum 30 de ani și noi am trecut prin momente similare, am depășit. Succes, dragilor, va fi bine. Au, vă imaginați, Bulică, Bulai, le spune, bă, american, bă, și noi am trecut, și vă urez succes, bă, să știți că o să treci. Lasă o parte de faptul că n-a fost seminar, dar vedeți dumneavoastră înfumurarea. A fost la un moment dat o polemică extraordinară între Eugen Barbu și Adrian Păunescu. Și Eugen Barbu a scris un pamflet care nu s-a putut fi publicat, circulat pe redacții, spunea porcul, mă rog, fața s-a împăcat după 90, mă rog, așa. Și spunea despre Păunescu că e plin de el ca porcul de Bășin. Deci domnul ăsta Bulai, mutația lui Bulă, mutație parlamentară, este plin de el. Păi cum să spui tu, bă, americani, o să depăși succes, dragilor. Bun, după asta. El s-a ocupat, ați văzut, de TVR. Acum, după controlor, după fumul locomotivelor, după de ce au, de ce, uite, o interpelare, uite eu, dacă ar fi el, eu nu sunt parlamentar, nu sunt Bulai, eu aș face în locul lui o interpelare pe următoarea temă. Eu am doi motani. Unul merge cu coada jos și unul cu coada sus. Dar de ce ăla cu coada sus? N-are nici, nu mi-a explicat. E o interpelare și m-aș adresa premierului Câțu Mâțu, că tot e Mâțu. Domnule premier, să ne explicați și nouă de ce unii pisoi, unii motani merg cu coada sus și alții cu coada jos.
foarte important. Și sigur că domnul Câțumuț ia răspunde. Bun. Așa, bine. Așa, hai să vedem acum, Isa. Și o să vedeți acum de ce ăștia sunt niște bandiști. Da. Bun. Iulian Bulai, ieri la 11:03, a început campania împotriva societății române, radioului public. Radioul public are ca scop informarea publică, informare nepartizană și nestingherită politică. Bun, până aici cred că l-a scris nevastă sau Ibovnica, sau Ibovnicu, nu știu. Radioul public este departe de acest ideal, da? Bun, să vedem de ce. A rămas o portavoce PSD care sabotează campanii naționale în plină pandemie și nu informează populația despre reformele pe care vrea să le facă actualul guvern. Deci eu vreau să spun un lucru. Eu mă uit la ascult radio public de 20 de ani. Este singura instituție de presă pe care o urmăresc, că ei sunt chiar indiferent de regimuri, chiar foarte buni și obiectivi. Despre pandemie, omul ăsta n-ascultă radio, să o fi ascultând cumnată sau nevastă sau soacră sau una de pe la bloc. Nu știu, sau bicicletă, că am bicicletă, bănesc că ăsta arriva cu bicicletă. Eu fi spus bicicletă. Ăștia chiar duc o campanie, pe mine mă scot din serite. Asta cu vaccinarea, cu vaccin pentru o viață, cu pandemia, mai de bun. Și nu informează populația despre reformele pe care vrea să le facă actualul guvern. Care, mă, reforme? Băi, Bulai, singura reformă pe care ați făcut-o, că înlătur, la ori, la campania, la steagul, standardul purtat de Dan Barna, o tanti care este șefa la Sexul și Barza și educă tinerile noastre, educă tinerile, adolescentele să simtă o plăcere când li se face sex oral, de regulă. De regulă am înțeles că bărbații vor să ceară. Nu, data aceasta, ele, femeile, în cadrul egalității de șanse, trebuie să ceară să li se facă sex oral. Și totuși, ca să protejeze partenerul, astăzi, Batista. Bun. Batăla, care trebuie. Eu am crezut că e deștept la nas. Bun. Care reforme? Și vă spun nicio reformă. Vedeți, mă, lasă-vă reformă. Luați-i pe rând, pe useriși, pe udemeriși. Care reformă? Deci, un fals. Doi. Așa, iată cum stă treaba. Acum câteva ore, colegul meu Vlad Voiculescu, șmecherul ăla de la Sănătate, ministrul Sănătății, a avut o dezbatere la minister despre campania de vaccinare. Nu s-a dat nimic pe postul național, scopul radioului să informeze, să transmită chiar în direct această dezbatere, sabotare totală. Băi, vedeți ce bandiți sunt ăștia? Bă, ce plini de ei sunt ăștia de la USR Plus, maoiștii? Adică ei concep radioul public ca să le transmită lor cu fureala publică. De ce să transmită în direct pe Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății? Deci visul lor e așa. Radioul și TVR-ul de dimineață până seară trebuie să transmită tot ce fac ei. Și când Dacian Cioloș ascultă colindele proaste ale nevestesii și când Dan Barna, știu că s-a tuns la un moment dat cu mașină, adică singur, în oglindă, și când Bulai are o problemă cu controlorii, mi se pare o prostie. Și când Clotilde Armand se războiește cu gunoiul sau ce mai face. Domnule, deci ascultă, domnul, bandiți mai sunt. Deci n-am pomenit până acum. Deci am trăit atâtea schimbări de regimuri de fiecare dată. Cei care au venit au schimbat conducerea la TVR și la radio, dar n-am întâlnit până acum, nici la CDR, nici la PSD, nici la PRM măcar, pretenția ca radioul public și televiziunea publică să transmită în direct tot ce scârpinatul și pârțitul celor de la putere. Nu. Radioul public trebuie să transmită știri importante. Cum să transmită în direct ce a zis Vlad Voiculescu. Și au dat știri. Nu, acum, bun, după asta zice.
Ieri, colegul meu, Claudiu Năsui, ministru economiei, a descoperit salarii uriașe de 33 de euro lunar la un institut de cercetare sau 17.000 de euro la... Claudiu a propus plafonarea acestor salarii și crearea unui sistem corect. E prin internet, adică internetul lor, bula. Radioul public nu a dat nimic, nici despre cele găsite în instituțiile din subordine, nici despre reforma propusă, sabotarea pe față. Deci, Claudiu Năsui, care este o mutație a nasului, când nu era, când acum e Năsui, că a ajuns la guvernare, e la ce, la ce, mă, Claudiu Năsui? Nu știu la ce. Nu, la transportări brulă, drulă, blastrulă, iar mereu. La ce, mă, Năsui? Energie, a, cred că e la energie, e la, a, la economie. Și el de acolo a zis că liberale, ministrul care a fost înaintea lui, nu știu ce, bă. Și asta e știre. De ce să dea radio? Că era o politruceală împotriva PNL. Din potrivă, dacă radioul public era PSD-ist, făcea un tărăboi pe asta, război în coaliție. Nu, n-a dat. Deci a fost corect. Bun. Deci, radioul public face cenzură. Aproape nimic despre activitatea ministrului UDMR. Care, mă, miniștri, că nu fac nimic, miniștri UDMR, dar nimic. Dumneavoastră ați auzit ceva făcând miniștri UDMR? Nu știu, unul care e biciclist, ciclist. Până cineva de la rutieră, că îl știe după vremea, că nu umbla cu bicicleta, da? Radio așa și nici pe activitatea ministrului. Care, mă, activitate? Că n-au făcut decât conferințe de presă unde și-au dat în bot unul altuia. Da, avem nevoie de reformă, da. Când va începe așa, bun. Respectele mele merg spre jurnaliștii integri care există acolo în ciuda acestei rețele de cenzură de tip comun. Deci ați înțeles, și la TVR și la radio sunt niște păduchi, pițifeni, să le spunem, care ei rezistă. Unii știu, vă spun, dacă vreți, mă enervez și spun. Îi ascult. Care mă rezistă? Că sunt unii care, când era în campania electorală, au dat atâtea interviuri cu Nicușor Dan, de mi s-a urât mie. Deci care? Că făceau și ei, mă, aia care rezistă, ce vor să fie ei șefi. O să vedem. Când o să se schimbă, vă spune că pe unul știu, l-am ginit de mult. Bun. Cu 14 ore, Iulian, urmă, Iulian Bulai, mutația lui Bulă, mutația parlamentară, mutația tulpina Bulă a devenit Bulai, a scris un alt text. Asta este cea mai tare. Șeful SSR este Georgică Severin, fost senator timp de 8 ani. Bun. Acum se fac 24 de ore de când președintele României s-a întâlnit cu toți miniștrii PNL la Cotroceni. Au discutat lucruri importante pentru țară. Radioul public nu a prezentat niciun material după această întâlnire. Nimic. Pur și simplu, românii nu au aflat de la SSR nimic din ce s-a discutat acolo. Ca și cum nu a fost. Nu s-a întâmplat, da? Păi omul ăsta e paranoia. Este imbecil, îmi pare rău. Deci, domnul Claus Iohannis s-a întâlnit întâi cu miniștrii USR Plus și apoi cu miniștrii PNL. Domnul Claus Iohannis nu a dat niciun comunicat. Bă, niciun comunicat. Deci eu, Cristoiu, dacă am vrut să scriu despre ce s-a discutat acolo, n-a dat nimic. Uitați-vă pe site-ul prezidenției. Nimic, nimic. N-a scris pe Facebook. Se duce cum radio public se reflecte ce, mă? Rahatul, zero. N-a dat nimic. Uitați-vă, pe site-ul președinției este numai anunțul că se va întâlni cu miniștrii PNL. Ce să dea? Că se iasă, miniștrii PNL n-au zis nimic, sau chiar dacă au ieșit, eu nu pot să dau de ce zic miniștrii PNL că au discutat cu Claus Iohannis, pentru că Claus Iohannis este atât de măreț, încât nu poate fi ce spune el, da, el însuși, cum să zic, primul între primi. Da. Bun. Deci nu pot să nu, nu eu nu pot să ascult ce spune un ministru PNL că s-a discutat deoarece niciun om, ființă omenească, nu poate să exprime măreția gândurilor lui Claus Iohannis decât Claus Iohannis însuși.
Doamne ferește, băi, băi, bolai, băi, useriști. Domnul Claus Iohannis este, cum să spun, patriarhul, ayatollahul, e zeul, e Dumnezeu. El, ce spune el, nicio ființă pământească și cu atât mai mult un ministru PNL nu poate să exprime măreția gândurilor sale. Dacă domnul de la Cotroceni, da, el primul, mărețul, padișahul, sultanul, n-a zis, n-a scris nimic și n-a zis nimic, de unde să zică radio? Să-l întrebe pe cine? Eu, Ion Cristo, am vrut de, și după USR Plus, și după întâlnirea cu PNL, bă, ce-a făcut? Chiar am criticat asta. Și ăsta băieță ne ascultă. Dumneavoastră, vedeți cât de, vedeți pe ce paranoia a încăput țara. Cum să reproșezi radioului public că n-a dat nimic? Nimic, că a sabotat unde s-au discutat lucruri importante. Păi de unde știe să-ți vrea lucruri importante? Că nici eu nu știu cum să-ți spun nimic. Mai au zis aia pe Facebook, dar nu e. Dacă președintele făcea o conferință de presă și nu transmite, dar transmitea radioul. Bă, da. Și că, domnule, dar de ce n-a dat radioul public nimic despre Cotroceni? Păi nici eu n-am dat pe Cristoiu Bluro, că nu știu ce s-a discutat. Avem un comunicat că președintele va avea o întâlnire cu miniștrii PNL. Mai au plecat, s-a închis, nimic. Nimic pe Facebook, nimic conferințe de presă, nimic interviu, nimic mesaj către națiune. Care trebuie să-mi spună președintele. Sau miniștrii toți, sau Florin Câțu, să scrie un comunicat. Noi, miniștrii care am participat în frunte cu premierul, declarăm că s-a discutat pas-pas. Deci a scrie peste tot în lume. Când vreau să văd ce s-a discutat, că a fost o ședință secretă. Când vreau să văd ce s-a discutat, mă uit la comunicat. Comunicat oficial, în care părțile cad de acord. Dom'le, după la sfârșit, normal era ca Câțu Mâțu să zică, domn președinte, nu mă rugăm, nu, dăm un comunicat. Cum să zic, el era, cred că tot, ud. Vai de mine, cum, aoleu, cred că era mai ud decât ploaia, dacă îl ploase pe fund. Da, bun. Deci, SSR, așa arată o instituție, așa, deci, bă, să reproșezi de radioului public, tu, care ești dita mai șeful comisiei, că n-a dat nimic despre lucrurile interesante discutate acolo, în condițiile în care nicio instituție a statului nu a dat nimic. Păi de unde? Dar nu că nu a dat radio, n-a dat radio, n-a dat televiziunile de știri, n-a dat site-urile, n-am dat eu, că nu știu. Nu știu, poate să reproșez orice, dar repet, pe simbire de alte instituții, mie radioul public mi se pare, n-am văzut niciodată nici tendențiozitate. Sigur că, fiind o instituție publică, nu își permite ca televiziunile de știri să dea și zvonuri și din surse de lucruri serioase, care sunt oficiale, știri corecte. Eu întotdeauna, repet, când vreau să văd, să am o imagine clară ce s-a întâmplat, mă uit la ei. Dacă e conferința de presă a președintelui a fost transmisă, dacă e a premierului a fost transmisă, dar nu Vlad Voiculescu, îi luăm pe fiecare ministru. Și realizările nu. Și denunțurile lui Nasoi, zis și Nasol, ăsta ce-o fie, ăsta e nepotul lui Nasol. Că a descoperit el, că ăștia de la USR, până nu făcă altceva decât descoperă asta. Bun. Trecem la cealaltă ramură a coaliției de centru-dreapta alcătuită din PNL. Bun. Din câte știți, o guvernare presupune și miniștri, și dar cu atât mai mult secretari de stat de specialitate. Deci, încă o dată, hai, este cum ar fi la, deci, la ziarele comuniste, unde am crescut când trebuie, v-am zis, redactorul șef era politruc, ba, om, deci, până la urmă,
cum să zic, îl converteam noi la gazetărie, și restul, șef de secție, redactor, șef ajuns, eram de meserie, șef de secție mai ales. Mă rog, poate că la ajuns se mai strecura câte unul. Bun. Deci, în timpul guvernării PSD s-a tocat, a fost tocat acest partid că s-au pus secretari de stat, miniștri, funcționari publici pe criterii politice. Oh, bun. Ieri a avut loc o ședință a conducerii PNL sub conducerea lui Ludovic Orba. Da. Ce s-a discutat la această ședință? Nu, nu, vă faceți curci. S-a decis următorul lucru, da? Fiți atenți aici. Deci, cea mai așteptată de parte a fost cea legată de împărțirea funcțiilor de secretar de stat și șef de agenție. Repet, secretar de stat și șef de agenție, deci șeful agenției de minerale. Trebuie să fie un specialist în minerale, șeful agenției de energie atomică. Trebuie să fie specialist în energie atomică. Ce vrei, șeful apelor, să aibă treabă cu ape, măcar la nivelul lui Iliescu. Bun. Deci noi credeam că a fost o ședință une prin Ludovic Orban și că toți, bă, și secretar de stat la ăla va fi cu tare și se votă. Nu. Ce a zis Ludovic Orban? Doamne! Conducerea PNL a stabilit ca fiecare președinte de organizație să spună ce poziție de secretar dorește și ce agenție. Ordinea aleasă a fost în funcție de rezultatul de la alegeri. Primul care a ales a fost Dan Moteanu, președintele organizației PNL, Giurgiu. Opțiunea lui a fost să aibă un secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, minister condus de UDMR. Dan Moteanu e de la Giurgiu. Giurgiu, ați auzit, județ. Județul Giurgiu, da? Și având în vedere că el a obținut cele mai multe bune rezultate la alegeri, a primit dreptul să aleagă. Să aleagă ce? Păi să aleagă un secretar de stat și un șef de agenție. Și el a zis, bă, eu vreau să am un secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. Nu vreau un special. Dumneavoastră vă imaginați? Doamne, mai că n-am pomenit așa ceva de când sunt. Cum adică vreau un secretar de... Păi nu, guvernarea nu are nevoie de un secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, care e specialist. Nu. Bun. Și așa în ordine. Acum hai să vă arăt cum a avut loc. Am citit în ziarul de Vrancea, care este... În ziarul de... La Vrancea sunt două ziare. Ziarul de Vrancea, care e al PNL, și Monitorul, care e al PSD. Fiți atenți aici. Așa. Mândre. Tum, tum, tum. Oficiosul PNL de la Vrancea. Și nu mai fi, mă, știu, mă rog, nu restul cu mine. Cu rezultate foarte bune în alegeri, liberalii vrânceni vor avea un secretar de stat, două funcții în conducerea unor agenții și prefect. Bun. Deci vor avea un secretar de stat. Bănuiesc că la viticultură. Că de acolo de zonă. Hai să vedem ce spune. Hai să vedem, hai să vedem. Se dă și poza, iată, asta este Partidul Național. E când treci spre București, de fiecare dată văd acest, nu știu, era cel de la Vame, Doamne, uit pe toți, cum îi ziceam, cum îi zice, care a fost la Vame, la Vame l-am și apărat, era șef pe vremuri, mi-am minte, dacă nu mi-am minte, bine, da. Fiți atenți aici cum asta. Așa. Conform informațiilor, așa vine filialele județene, au ajuns vineri 8 ianuarie la Vila Lac la un acord privind distribuirea funcțiilor. Și anume, distribuirea funcțiilor de secretar de stat trebuie să fie, adică, specialiști. Nu. Primele 20 de filiale la rezultatele electorale vor primi cel puțin 3 funcții, un secretar de stat și alte două funcții cu cel unor agenții. Cum adică primește filiala? Nu înțeleg cum adică primește filiala funcții. Bun, să vedeți, cele mai slabe, un singur secretar de stat, prefectul așa, bun. Fiind printre filiale cu rezultate foarte bune, vor numi cel puțin un secretar de stat, alte două funcții, în conducerea unei agenții. Bun, deci avem Vrancea, unei grindă.
Și el a avut rezultate bune. Și atunci a zis, bă, ai dreptul să numești un secretar de stat. Cum adică ai dreptul? Și Grindă numește, zice, domnule, eu vreau un secretar de stat la cultură. Și dacă vreau, în sensul că îl pune pe cine vrea el. Păi pe șeful cramei mele. Pentru că nu cred că vă imaginați. Bun, dar Grindă putea să spună, uite, domnule, poate să spună, eu vreau să numesc, că a primi drept înseamnă a numi un om. Mă, de unde le-am, mă, Grindă? De la el din județ, sau neamul. E posibil așa ceva ca în public? Domnule, ați mai pomenit așa ceva în istoria democrației? Bă, sigur că toate regimul a făcut așa și au pus oameni. Bă, dar măcar jucau teatru. Bă, erau, cum să spun, nu erau pe șoseaua de centură, erau oste, și ăsta, escortă. Și nu, bă, sunt de bă, ăștia ne spun pe față. Că puteau să spună, s-a întâlnit conducerea, se stabileau ei, ăla, 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 și au fost numiți mari specialiști. Nu, ce nu, nu vor fi numiți specialiști, fiecare județ în ordinea rezultatelor are dreptul cât are, mă, dreptul. Deci, primele 20 au trei funcții, un secretar și alte două funcții cu niște agenții. Deci, după Modreanu, locul 2, nu știu cine. Vreau un secretar de stat. Vreau în sensul că el numește, el propune, da? Păi pe cine propune, mă? Pe nevastă sa, pe cumnată sa, pe ibovnică. De unde știe ăla de la Vrancea Grindă, care oricum e șef de cramă, că poate el vrea, uite, v-am zis, vrea poate la, ce mă, la digitalizare, da? Păi și dacă vrea la digitalizare, el trebuie să propună pe un om de-al lui. Adică unul care nu are nicio treabă cu digitalizarea. Și la agenții, nu știu, v-am zis, agenția de, nu știu, zbor în cosmos a noastră. Ce ăla care a fost în cosmos? Nu, o pune unul de la Vrancea, de la și Grindă ce? Păi nu știu, care i-a pus Grinda? Deci, ce fac? Ați văzut? Bulai, USR Plus, n-are nicio treabă, adică nici nu se mai ascund, da? Ăștia nu se ascund. Întrebarea întrebărilor și tragedia României în perioada următoare este că presa e a lor. Ați văzut undeva vreun tărăboi pe tema asta? Cum adică primele filiale au dreptul la un secretar de stat să numească, zice, Doan Moteanu, care a fost pe primul loc, a zis, alege ce vrei tu. Doamne, mai că nu. Nu, nici măcar n-a zis așa, bă, la Bulai. Deci, domnule, este o tăcere, o scârpinare, un limbism la adresa acestei puteri din partea presei, care e a lor, încât eu vă spun de pe acum, toată această scârpinare din partea presei va costa un ieșiște, pentru că o adevărată guvernare este cea care are opoziție, nu există. Asta trebuia să fie comunicată. Bă, unii PSD-ul, domnul Ciolacu, m-a murit. Mai trăiește Marcel Ciolacu? Nu știu. Nimic, nimic, nimic. Mai scrie bă, Gabi Firea, ea mai scrie pe Facebook. Păi cum așa ceva? Să vii să spui, să acuzi guvernarea PSD că a politizat funcțiile, că și-a pus șoferii și tu să vii, spui, bă, voi de la Francia, care ați avut un rezultat bun la alegeri, voi numiți ce secretar, alegeți ce secretar de stat vreți voi. Și bănuiesc că ce, și atunci pun un secretar de stat sub la dezvoltare, unde vrea dezvoltare, aș vrea zice. Da. Păi nu era normal să faci gălăgie, să critici, să-i ții, pentru că, încă o dată, nu există guvernare bună fără o opoziție bună și fără critică din partea presiei. Nu există, pentru că altfel ca și la Ceaușescu. Ei fac greșeli după greșeli. Dacă după alegerile locale acești tip din PNL își făceau autocritica, că a fost un dezastru, da? Dacă nu erau scârpinați de presă ce succes au avut,
nu pierdeau generalele, pentru că luau măsuri, băi, vă s-a scris și prensa cu tare de om. Așa și merg înainte, vorbești. Deci, închei. Bulai, le zice americanilor, succes, dragilor. Dragilor, din congres, și cere, condamnă, vrea schimbarea radioului public, dar e ce n-a dat nimic despre ceva despre care nu se știe nimic, întâlnirea cu Turceni, și că nu l-a dat pe Voiculescu și pe Năsui și pe colegii lui și pe Dan Barna, așa, da? Și bă, și alții s-au adunat și a zis, bă, ai obținut rezultate? Păi bă, dar ei au obținut, domnul, alo, Ludovic Orban, alo, Claus Iohannis, că zici, dumneavoastră, zice, sunteți șeful partidului, e partidul. Cum nu e posibil așa ceva? Și cum să spun, dar ce ai obținut rezultate bune la, în campanie, la alegeri, ca să obțină secretar de stat? Păi obținut rezultate bune, cred eu, că sunt lideri ai de filiale ai PNL. Nu, nu cred că Grindă a tras în campanie, zice, bă, dacă trag, obțin un post de secretar de stat. Că ce treabă are liderul ăla postul de secretar de stat. Ăsta trebuie decis numai specialiști și de premier și eventual de șeful partidului. Dar până la urmă premierul, că el își face. Ha, bine, la revedere.